Școala gimnazială numărul 2 Nestor Oprean din S. Nicolau Mare a strălucit în lumina Crăciunului pentru a doua oară, organizând cu succes a doua ediție a Târgului de Crăciun. Această sărbătoare minunată, care umple inimile de bucurie, este de asemenea o sărbătoare a familiei și comunitatea școlară nu face excepție. Evenimentul a reprezentat o ocazie pentru a ne deschide inimile și a le arăta recunoștința tuturor celor care ne sunt alături. Dacă târgul de anul trecut avea un scop educativ, cel din acest an a devenit unul caritabil. Pregătirile pentru acest eveniment special au început cu câteva săptămâni în urmă, când elevii, părinții și profesorii s-au unit în ateliere de lucru. Cu multă pricepere, îndemânare, creativitate și originalitate, au realizat toate produsele frumoase pe care vizitatorii le-au putut cumpăra. Ornamente, decorațiuni și dulciuri. Toate acestea au fost create cu scopul de a aduce un strop de bucurie în inimile tuturor. Mai mult decât atât, târgul nu s-a oprit doar la a oferi bucurie prin produsele sale, ci a avut și o latură caritabilă. O mare parte din fondurile colectate din vânzarea produselor vor fi folosite în scopuri nobile, cum ar fi susținerea copiilor din familii nevoiașe și ajutorarea persoanelor în vârstă, în special a celor cu nevoi deosebite. De asemenea, colectivul didactic al școlii va recompensa micii artizani pentru efortul lor depus la realizarea produselor prezentate la târg. Mi se pare o mult mai bună organizare decât anul trecut și sunt convins că acest târg de Crăciun organizat de școala gimnazială numărul 2 Nestor Oprean va deveni o tradiție în S. Nicolau. Am parcurs toate standurile de aici din curtea școlii și sunt bucuros să văd atât de mulți copii implicați, copii susținuți de părinți, dar și de dascăli. Iar marea mea bucurie este că la toate standurile pe unde am trecut am văzut lucruri făcute de mânuțele lor. Ei le vând și lucrul cel mai frumos este că acești bănuți care îi strâng aici îi vor folosi pentru o cauză nobilă. Îi felicit pe copii, îi felicit pe părinți, felicit conducerea școlii pentru această inițiativă, îi susținem și îi încurajăm pentru ca acest târg de Crăciun să devină un obicei, să devină o tradiție în orașul nostru. Sincer, nu m-am așteptat la atât de multă lume, nu m-am așteptat la atât de multe produse, mai ales că și eu am cumpărat două plase pline de produse de la copii. Este un eveniment reușit, un eveniment de succes. Îi felicit, îi încurajăm și îi susținem ca în viitor să se organizeze astfel de inițiative, mai ales că am văzut cât sunt de bucuroși copiii atunci când încasează niște bănuți, sunt atenți, fiecare cu cutiuța lui acolo. Chiar a fost o seară minunată. Această a doua ediție a Târgului de Crăciun al Școlii Gimnaziale Nestor Oprean numărul 2 din S. Nicolau Mare a adus în comunitatea școlară nu doar magia Crăciunului, ci și generozitatea, solidaritatea și compasiunea pentru cei mai nevoiași.